CSU Politehnica Timișoara a înregistrat o înfrângere și victorie în ultimele două runde din Liga 1 la basket feminin. Mai întâi, albioletele au pierdut cu Agronomia București, scor 56-76. A urmat o nouă victorie asupra Politehnicii Iași, la doar câteva zile după ce a obținut în capitala Moldovei. De această dată, tabela a arătat 76-36, o diferență de numai puțin de 40 de puncte. Ambele partide s-au desfășurat în sala Constantin Jude. Sâmbătă, de la ora 12, este programat un nou joc de campionat în deplasare. Adversar va fi CS Olimpia București, iar meciul va avea loc în sala Octavian Dimofte din capitală. Liga 1 reprezintă al doilea eșalon din campionatul național de senioare. În cele 11 meciuri jucate, Poli a reușit 4 victorii, a înregistrat 7 înfrângeri, are 15 puncte și este pe locul 6. Lider este CSM Alexandria cu victorii pe linie, în timp ce cealaltă timișoreană din serie, CSS Bega, este pe poziția 7-a cu 11 puncte. Politehnica Iași e pe locul 8, tot cu 11 puncte. Președintele și antrenorul secției de basket de la CSU Poli este Dan Zenobiu Ionescu, fost emblematic basketbalist al Timișoarei și actual director al Departamentului de Educație Fizică și Sport din cadrul UPT. Din lot fac parte, printre altele, Diana Spinian, Alesia Ionilă, Beatriz Băcescu și Alesia Herban.